Minutul Radiro. Festivalul Internațional al Orchestrelor Radio, București, 20-27 septembrie. Toate orchestrele au urmărit să aibă în repertoriu câte un important poem simfonic al lui Richard Strauss sau chiar o simfonie în cazul Orchestrei Naționale Radio. Sunt lucrări romantice, foarte spectaculoase, care pun în valoare orice orchestră radio și aici se va vedea în ce măsură Orchestra Națională Radio stă umăr la umăr cu toate celelalte orchestre invitate. Așadar, în diverse seri ale festivalului vor putea fi ascultate poeme simfonice precum Till Eulenspiegel, Suita din Cavalerul Rozelor, poemul simfonic Don Juan, poemul simfonic Moarte și Transfigurație, de asemenea două concerte importante ale lui Richard Strauss, respectiv Burlesca pentru pian și orchestră, pe care o va cânta Horia Mihaila alături de Orchestra Radio din Praga, și concertul pentru vioară și orchestră de Strauss, pe care îl va cânta Alexandru Tomescu alături de Orchestra Națională Radio. De asemenea, pe 21 septembrie este programată Sinfonia Alpilor cu Cristian Mandal la pupitru, sau ultimele patru liduri invitată soprana Catarina Iovanovici. Așadar, un regal Richard Strauss în aceste 8 zile de festival, pe care vă sfătuiesc să nu-l ratați.